Anii glorioasei domnii a lui Ștefan cel Mare au corespuns perioade când arta militară și armata au fost supuse unei temeinice reforme, având ca rezultat perfecționarea armelor de foc, dezvoltarea artileriei și fundamentarea tehnicii militare. Aceste evenimente, precum și situația geopolitică a Moldovei, au favorizat crearea unei flote militare dotate cu corăbii de luptă corespunzătoare necesităților vremii. Flota constituită din corăbii ușoare și cele pentru acțiuni în largul Mării Negre își selecta marinarii formând echipaje permanente. Datorită instruirii continue și multiaspectuale a oștirii iscusitului strateg, vitejii, voinicii, tunarii și alte categorii de oșteni, în scurt timp au atins adevărata măiestrie în mânuirea armelor, în efectuarea diverselor manevre și incursiuni, atât pe mare cât și în adâncul arterilor fluviale pe uscat. Multă apă s-a scurs prin cele două albii, care îmbrățișind o palmă de rai din cele mai străvechi timpuri, au servit străjeri fidele ai hotarului țării Moldovei. Bătrânul Prut și înțeleptul Nistru, împreună cu afluenții săi, până astăzi păstrează memoria evenimentelor care s-au desfășurat pe apele și pe lungile sale. Iar adâncurile mărilor ascund în beznă rămășițele dăinuitoare în neant ale corăbiilor de pe timpuri și ecourile încăierărilor crâncene. Izvoarele științifice ne relatează că navele erau echipate cu tunuri și inventar de luptă necesar pentru a riposta oricărui atac, a ține lupte îndelungate contra cetăților maritime fortificate, precum și amenajate cu spații speciale pentru a fi utilizate ca mijloc de transportare a oștenilor și artileriei. Acest potențial i-a dat posibilitate lui Ștefan cel Mare, împreună cu oastea Moldovei, să ia parte activă la blocarea ofensivilor otomane în bazinul Mării Negre și interceptarea căilor de trafic ale inamicului. De aceea, pe parcursul domniei sale, Ștefan, pe plan internațional, a fost recunoscut drept un apărător al întregului litoral maritim cuprins între Cetatea Albă și Marea de Azov. Flota folosea pe larg navele otomane capturate în timpul luptelor, iar confruntările pe mare implicau tactica preluată a abordajului, utilizându-se armele respective și lupta corp la corp. Această tactică obliga membrii echipei la acțiuni prompte. Fiecare dintre marinari trebuia să posede calități deosebite: vitejie, agerime, spirit de echipă, capacitate de a prevedea și depăși riscurile la care era expus personal sau coechipierii săi. Toată echipa funcționa asemenea unui mecanism bine coordonat, simultan pentru a îndeplini operativ sarcinile stabilite sau a se orienta în cele mai imprevizibile situații, și anume capturarea sau scufundarea corăbiilor adverse, utilizarea rațională a artileriei în timpul urmăririi dușmanului care încerca să părăsească locul bătăliei și altele. Ostașii au deprins în luptă meseria navigației, depășind prin iscusință dușmanii. Ei foloseau forța valorilor și vântul pentru a-și crea condiții favorabile de a obține superioritate asupra corăbiilor adverse. Moldova, în anumite perioade, a fost nevoită să lupte de una singură cu otomanii. Dar și în cele mai dificile situații, spiritul de sacrificiu și vitejia conaționalilor noștri le-a dat posibilitatea să preia inițiativa. Un exemplu în acest sens îl găsim în filele istoriei, după căderea cetății Caffa, asaltate de otomani, prada de război și prizonieri au fost îmbarcate pe 32 de corăbii turcești care se îndreptau spre Constantinopol. Prizonierii s-au răsculat, au capturat corăbiile și au dus convoiul spre cetatea Chilia, predându-l domnului moldovean. Totodată, cronicarul Ibn Kemal menționa că forța navală militară a Moldovei era comandată de un dregător cu atribuții de ofițer de marină. Marina era capabilă să execute misiuni de luptă cu forțe proprii și în cooperare cu trupele terestre și garnizoanele din cetăți. Flota se axa pe tactică eficientă, acționând în adâncul mării deschise și în lungul litoralului.
Strategia iscusită a lui Ștefan cel Mare de a folosi eficient aceste forțe pentru apărarea pozițiilor la gura Dunării au permis anihilarea inamicului prin operații combinate în care se întrebuințau flotele de monoxile, artileria forțelor terestre și cetățile portului. În eroicile tradiții ale marinii militare, acțiunile flotei lui Ștefan cel Mare și-au adus contribuția la perfecționarea artei militare în Europa. Ștefan cel Mare a slujit cu devotament cauzei creștine. Domnul Moldovei ar fi putut obține mai multe victorii în campaniile sale pentru apărarea lumii creștine și a neamului românesc dacă ar fi fost sprijinit de aliați. Deseori părăsit în cele mai dificile perioade, a izbutit să obțină izbândă în luptă grație calităților sale de conducător de oști și autoritatea pe care o avea în rândul armatei sale. Și după 500 de ani, de la trecerea la cele veșnice, faptele lui Ștefan cel Mare, nobil domnitor al tuturor timpurilor, rămân a fi un exemplu pentru toate generațiile în devenire.